În general, recomandăm semănatul în perioada optimă. Deja ne apropiem de această perioadă. Bineînțeles că o întârziere a semănatului înseamnă potențiale pierderi de producție, dar în momentul de față condițiile sunt relativ bune, nu extraordinare. Avem un deficit pe anumite zone de apă, dar acest lucru face ca semănatul să se realizeze în condiții foarte bune, solul fiind foarte bine lucrat, cam în majoritatea zonelor. În cadrul acestei platforme vom participa cu cele două culturi de primăvară, cele mai importante, porumb și ploarea soarelui. La cele două culturi ne dorim să aducem noutățile și hibrizii cei mai performanți din portofoliul Corteva. La porumb vom participa cu cel mai important segment, atât în alegerea fermierilor, cât și din portofoliul Corteva, și vorbim aici de grupa 300-400 FAO. Unul dintre hibrizii cu care vom participa este pe 8834. Este un hibrid foarte productiv, cu o perioadă mai scurtă de vegetație, dar rezultate remarcabile peste tot pe teritoriul României. Pe urmă, vom participa cu P9415, de asemenea un hibrid cu o grupă de maturitate în cea menționată. Și bineînțeles, vom aduce și cel mai vândut hibrid în acest an, P9889. Este hibridul pe care ne bazăm în viitor și hibridul cu cea mai bună performanță, fie că vorbim de sistem irigat, fie că vorbim de neirigat, cum este cazul acestei platforme. Pe segmentul de floarea soarelui suntem reprezentați pe toate segmentele, fie că vorbim de sistemul de tehnologie cu rezistență la expres, fie că vorbim de tehnologia Clearfield Plus, și avem aici doi hibrizi noi în portofoliu. Vorbim de LP170 și LP180, sunt hibrizi noi pe noua tehnologie, performanță foarte ridicată, sunt practic îmbunătățirile și conversiile în Clearfield Plus a hibrizilor foarte cunoscuți L25 și L99. Alături de acești hibrizi care sunt pe tehnologia Clearfield Plus, avem o altă noutate pe segmentul Sulfo, și anume LE162. Este un hibrid cu un potențial foarte bun de producție, cu rezultate remarcabile, fie că vorbim de condiții dificile de cultură, dar și în condiții bune de cultură. Este practic o alegere perfectă, pentru că, indiferent că avem un an dificil sau un an bun, producțiile sunt la un nivel foarte ridicat. Este hibridul cel mai stabil din portofoliu în ultimii 3 ani de testare. În testare internă ne-a oferit rezultate excelente versus hibrizii deja consacrați din portofoliu. Pentru a întregi portofoliu, pentru cultura de floarea soarelui, ne dorim să participăm și cu un hibrid High Oleic, deși anul acesta nu este o cerere foarte ridicată, dar suntem prezenți și pe segmentul High Oleic și vorbim de un hibrid nou HE144. Deja fermierii și-au achiziționat semințele pentru această campanie. Veștile în ceea ce privește floarea soarelui au venit destul de târziu, odată cu izbucnirea conflictului din Ucraina. Cele mai mari suprafețe de floarea soarelui sunt cultivate în cele două țări. Cel mai probabil va exista o creștere pentru floarea soarelui. Dar, așa cum am spus, în momentul de față, mulți dintre fermieri deja și-au structurat culturile încă din perioada de toamnă. Venim după un an în care producțiile au fost foarte bune la cultura de porumb. Din forecastul pe care l-am făcut în perioada de iarnă, cel mai probabil suprafața la floarea soarelui va scădea, adică vorbim de un 2021 cu o suprafață de 1,2 milioane de hectare, cea mai mare suprafață cultivată cu floarea soarelui din România în ultimii ani. Anul acesta estimăm o suprafață de 1,1 milioane de hectare, adică o ușoară scădere pentru cultura de floarea soarelui. Acum, foarte exact, este greu de spus, pentru că în contextul actual probabil sunt anumite suprafețe care nu au fost încă rezervate și care pot fi semănate cu floarea soarelui. În momentul de față, prețurile atât la floarea soarelui cât și la porumb sunt foarte ridicate și se așteaptă ca aceste prețuri să rămână inclusiv pentru perioada de toamnă. Asta înseamnă că mai reduce un pic din cheltuielile fermierilor pentru inputuri, care au crescut și ele destul de mult. Când vorbim de irigat, bineînțeles că principala cultură preferată este porumbul. Sunt fermieri care de la an la an încearcă să mărească suprafețele sau să aibă anumite suprafețe irigate prin diverse metode, pentru că este practic măsura de siguranță cea mai eficientă pentru profitabilitatea unei ferme. Dar lucrurile se mișcă destul de încet în acest sens.